Știința București a câștigat primele două seturi la 17 și la 15. A urmat o perioadă foarte bună pentru CSM Suceava, care a reușit să-și adjudece al treilea set cu 25 la 17. Echipa antrenată de Tudor Orășanu și Vasile Moșuc a fost aproape chiar să trimită meciul în setul decisiv. Oaspeții s-au dovedit însă mai inspirați și au încheiat întâlnirea la 1 la 3, după 22 la 25 în ultimul set. Pentru CSM Suceava, Pop a reușit 14 puncte, Gondariu 13, Roman 12, Tofan 6, Ciubotariu 5, Hortopeanu 4, iar Sasu 1 punct. La gazde au mai jucat Bogian, Curic și Andrușcă. Un meci care a început la îndemâna noastră, fără prea mare efort am ajuns la 2-0. La 2-0, noi fiind o echipă tânără și încercând să dăm cât mai multă încredere tinerilor, au intrat doi colegi și m-au înlocuit, pe mine și pe încă un coleg. Echipa din Suceava a început să presteze un joc de o calitate un pic mai bună și s-a ajuns la 2-1. Spre bucuria mea, meciul s-a terminat 3-1, cu toate că în al patrulea set chiar pot să zic că ambele echipe au luptat și am încercat să oferim un volei cât putem noi de mult la ora asta și unii și ceilalți, calitativ. A fost un meci încărcat cu multe emoții și pentru noi și pentru ei. Am prins două seturi cât de cât foarte bune. Acolo am fost peste ei. N-am avut șansa, ne-a lipsit cât de puțin. Mergem mai departe. Ne bucurăm că am făcut un joc cât mai bun și asta e singurul lucru care ne-a ieșit astăzi. Suntem mândri de asta. Pentru cei care nu știu, cu o seară înainte, cu 5 minute înainte să termine antrenamentul, Sasu a suferit o întorsă. Ca un adevărat gladiator, ca să zic așa, a încercat, a intrat în teren, șchiopăta, dar exact cum se întâmplă la casele mici, ghinion după ghinion, a mai suferit o întorsă și la celălalt picior. A trebuit să improvizăm cu Tofan, căruia îi mulțumesc pentru dăruire și deși am văzut anumite comentarii la adresa lui, poate unii oameni nu știu ce jucător a fost el și a reprezentat pentru România volebalistică, poate ar trebui întâi să se informeze. Într-adevăr, sunt finaluri de carieră, noi suntem o echipă foarte mică și ajutorul lui pentru noi este foarte mare. Uitați-vă, un jucător care n-a jucat în viața lui pe acest post, a intrat și a dat tot ce a avut mai bun, i-a adunat pe băieți în jurul lui și era cât pe acest să schimbe soarta jocului. N-am cum să le reproșez copilor, mai ales cele două seturi. În primul rând, atitudinea mi-a plăcut enorm. Acum, ce să mai spunem? Știința București e cu două locuri mai sus ca noi, însă nu se compară cu ce avem noi aici. Noi, ca de obicei, o echipă mică, fără condiții, cu promisiuni din partea unor oameni care nu se materializează. Nu știu, poate ar trebui dacă nu față de noi, poate de publicul care a venit și ne-a susținut și le mulțumim enorm pe această cale, poate ar trebui să le explice lor de ce echipa noastră nu a devenit profesionistă, chiar dacă am primit promisiuni în sensul ăsta. Și mi-aș dori ca cei care au spus lucrurile astea și au întors spatele așa dintr-o dată, să aibă și ei parte de, măcar de o săptămână, așa cum am avut noi anul ăsta, atât de greu, foarte multe greutăți. Principalul motiv fiind banii și, nu știu, poate ar trebui să experimenteze și așa o situație, într-o lună de zile să muncească gratis sau, nu știu, să trebuiască să meargă la serviciu, să-și susțină familia și apoi să vină la antrenament și automat pot apărea accidentările mult mai ușor. Și dacă ar trăi așa o situație, cum trăim noi din luna august, poate s-ar mai gândi și nu numai la noi, ci mai ales la publicul care dorește vole. Eu am văzut că publicul dorește vole în Suceava. Din păcate, noi murim încet și nimic nu se face. În cadrul etapei a 20-a diviziei A1 de volei masculin s-au mai disputat următoarele meciuri. Știința Explorări Baia Mare, Rapid București 3-0, Steaua București, CSM Constanța 3-1, Unirea Dej, Dinamo București 0-3 și SCMU Craiova, SCM Zalău 2-3. Meciul dintre Universitatea Cluj și Arcadia Galați a fost reprogramat pentru data de 3 martie. În următoarea etapă, CSM Suceava va juca miercuri de la ora 18 pe terenul echipei CSM Constanța.